Ia să vedem, mai exersăm un pic. 6 1 6 1 6 1. Direct ministru. Ia uite, a venit televiziunea. Hai noroc să trăiți. Aș vrea să vorbesc cu voi, dar chiar nu pot. Nu pot, am un job foarte, foarte solicitant. Eu sunt HR-ul partidelor. Da, HR. Ați auzit, nu? Cu resurse umane, cu astea. Ce face HR-ul partidelor? Combinații, tati. Pe la mine trec toate combinațiile. Ai o secretară blondă din Videle de care nu vrei să afle nevasta? Suni la Mandea, îi găsesc un post de ministru imediat, o aranjez pe viață. Ai un nepot care a picat bacul la fizică? Nimic mai simplu, îl pun director general la nucleare electrică. Ai un cățel și ți-e frică să-l lași singur acasă? Nu-i nimic, îl angajăm în presă. Cel mai prost din redacție n-are cum să fie. Și oricum, domne, presa e câinele de pază al democrației. Da, acum chiar mă scuzați, dar trebuie să mă apuc de treabă, da? Da. Te pup, bebe! Ce face soția? Da. Vrea să se angajeze? Foarte bine, mă, băiatule. Experiență? N-are nicio experiență. Dar face sarmale bune și se uită la telenovele. Păi ce vorbești, mă, bebiță, mă? Ce vorbești că n-are experiență? Păi asta ce e? E mai competentă decât jumătate din guvern. Stai puțin să zic ce posturi am pentru ea. Da, da, imediat, imediat. Director general la primăria generală. Da. Salariu. Salariu 50.000 pe an. Nu, nu, stai puțin, stai puțin. Nu, nu, stai, stai că... A, uite, vezi? Nu. 50.000 pe lună, nu pe an. Da, pentru nimic, mă, bebe, mă, pentru nimic. Sărutări de mâini doamnei. Contul meu? Da, mă, tot ăla în insulele. Unde ai și tu? Hai, salut! Vedeți, oameni buni, cum se învârt lucrurile, cum se face treaba. Și trebuie să-i ajut pe oameni, domnule. Doar scăzând șomajul putem să avem o țară mai prosperă. Da, vă rog. Da, vă rog. Respectele mele, domnule ministru. Vă rog. Aveți un șofer care vrea să intre în politică. Ați venit la cine trebuie, domn ministru. Dumneavoastră știți că și Napoleon a fost tot șofer înainte să intre în politică, da. Nu mai zic de Abraham Lincoln ăla, da. Mecanic era. Și Gabi Oprea, mare om, șofer la Miron Cosma până să devină brand. Hai să vedem ce se găsește, da. Ce puteți să-mi spuneți despre băiat? A? E mut. Și nici nu prea-l duce bidonul. Am înțeles, știu tipul, da. Am postul perfect, da. Îl dăm la relația cu Parlamentul. O să facă istorie, da. Pentru nimic, știu, sunteți ocupat. Pentru nimic, domn ministru, v-am pupat, da, da. Alo? Sărut mânușițele, stimată doamnă. De când n-am mai vorbit, mi-era dor. Când vă întoarceți în țară? Niciodată, mare păcat. Aha. 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 Deci aveți o nepoată care are un prieten, care are o verișoară, care vrea să-și găsească și ea un rost în viață. Aha. Ce știe să facă fătuca asta? Nimic. Are doar 10 anișori. Păi asta e perfect, doamnă. De ce n-ați zis așa de la început? E curată, imaculată, mergem pe asta. N-a colaborat cu securitatea, n-a fost implicată în scandaluri politice, nu știe nimeni. O punem la educație, ca să aibă și ea timp să-și termine educația, nu? Auziți? Dacă știe și să deseneze, îi dăm un post de secretar de stat și la cultură, da. Iar dacă știe să sară coarda, o băgăm la tinere și sport. Ce ziceți? A învățat să meargă singură pe bicicletă, fără roți ajutătoare? Perfect! Pa! De când n-am mai avut așa un secretar de stat la transporturi? Domne, atât de pregătit! Nu, doamnă, nu, doamnă, eu vă mulțumesc că m-ați sunat. Mereu o plăcere, mereu o plăcere, vă sărut, vă sărut.
Ascultați-mă pe mine. S-ar alege praful de țara asta fără oameni ca mine, care să rezolve problema de resursă umană. Praful s-ar alege, domne. Nu s-a născut încă om necalificat în țara asta pe care eu să nu reușesc să-l angajez la stat pe un salariu obscen. Da. Da. Am onoarea, domnule general, să trăiți. Dacă avem un post pentru mama dumneavoastră, ha, păi se poate, se poate să n-avem noi. Normal că avem și dacă n-avem, se face. Spuneți-mi ce hobby-uri ale doamna. Niciun hobby. Atunci la ce se pricepe? La nimic. Atunci spuneți-mi măcar ceva despre dânsa, ceva ce m-ar putea ajuta să-i găsim un loc cât mai potrivit, cât mai... E moartă de 2 ani. Dar sperați că asta să nu fie o problemă. Bineînțeles că nu e o problemă, asta e bună. Păi ce, domnul, noi discriminăm oamenii în funcție de amănunte de astea, dacă sunt încă în viață sau nu? E bine doar că nu e moartă de 3 ani, pentru că atunci chiar nu mai puteam să facem nimic, nu? Să vă zic cum procedăm. Dacă doamna tot are experiența asta, ce-ar fi să o punem la economie? Că și economia, vorba aia, tot acolo. Ce ziceți? Haideți că se pupă perfect. Da, începe de luni. Mă rog, cum ar veni, începe, că nu începe nimic. Dar de luni o să vă vină banii vouă, moștenitorilor. Da. Da, oameni buni, da, așa se fac numirile în țara asta. Așa se învârt posturile și funcțiile. Ești sânge din sângele meu sau sânge din sângele partidului? Stai liniștit, relaxează-te, îți găsim ceva. Ce-și cerem la schimb? Asta e bună. Nu-ți cerem nimic, frate, că doar noi fii tu prost să te pui rău cu noi când știi că rămâi pe drumuri dacă te dăm noi afară. Că așa sunt mulți pe la noi. O ar toată ziua cu privatul, cu afacerile, dar în viața lor n-au lucrat o zi la privat, ci doar și-au plimbat fundul în posturi de-astea călduțe de la stat. Ce meritocrație, mă, când ei se țin unii pe alții în brațe, când ei se înconjoară doar de obedienți și de servitori, iar servitorii lor își găsesc și ei alți servitori și tot așa la infinit. Ce ați zis? Care-i speranța? Asta e bună! Cine a zis, mă, ceva de speranță în România? N-ai basoia, n-am mai auzit de ea de ani de zile, s-o fi angajat și asta pe undeva pe la stat, pe un salariu baban.